În primul rând, avem un exercițiu foarte important astăzi, un exercițiu, de fapt, care nu a mai avut loc în Republica Moldova de 20 de ani, alegerea directă a președintelui de către toți cetățenii Republicii Moldova. Și ar fi bine ca toată lumea să participe la aceste alegeri, să facă alegerea, astfel contribuind la dezvoltarea democrației Republicii Moldova și asumându-și și responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Am votat, desigur, cu gândul că viitorul președinte va înțelege foarte bine contextul prin care trece Republica Moldova și va contribui de comun acord cu toții la modernizarea Republicii Moldova, la revenirea Republicii Moldova la un alt nivel. Vorbesc aici și de piața internațională financiară, dar și de bunele relații care apoi trebuie să se regăsească în bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova.